Nici o zi fără scumpirea carburanților, prețurile cărora cresc pentru a treia zi consecutiv. Astfel, la unele benzinării din țară, benzina cu cifra octanică 95 este deja cu 35 de bani mai scumpă decât la finele săptămânii trecute. Operatorii de pe piața a produselor petroliere motivează majorările cu scumpirea combustibilului importat. Vinerea trecută, la una dintre cele mai mari rețele de benzinării din Moldova, benzina 95 a costat 20 de lei și 4 bani, iar sâmbătă prețul a crescut cu 17 bani, ajungând până la 20 de lei și 21 de bani. Duminică, benzinăriile au afișat un preț nou de 20 de lei și 31 de bani, iar această dimineață a venit cu o nouă majorare de până la 20 de lei și 39 de bani. Motorina s-a scumpit și ea, dar mai puțin, cu 5 bani în acest weekend. Foarte rău. Mai puțin să mergem. Trebuie economisit. Я желаю, чтобы вообще у нас было где-то евро 50, евро 40. Мы же живем в Европе, правильно? Мы же этого хотим. Тогда надо строго следить этими законами, которые нам впихивают каждый день. Рыночная экономика. Ни с кем не поспоришь, никого. Капитализм дикий. Для меня со 100 тысяч рублей, 1200 пенсии. Годно сидеть побольше. Фарти плакот. Треба скот огромада банди музна. После КТМ с моей экономисем и фарти кости стор. Ну что, сейчас я гендеск. Эйж для Андрея, дар... Бени кау и салари. 70-80 дмитли. Într-o bine, sezonul de recoltare și la agricultori e foarte problematic. Foarte problematic, e scump. Nu, nu e bine să scumpească în momentul ăsta. Pentru tăți ai probleme, nu pentru mine. Pentru toți și pentru săraci și pentru tăți. Nu au remarcat scumpirea numai acei șoferi care fac plinul din contul angajatorului. Nu am tras atenție. E pare mare, dar nu-i mare. Poate să scumpească lumea care trebuie totuna, cum ați meargă. Operatorii de pe piața petrolieră spun însă că scumpirile erau inevitabile. Doar că este o situație atipică care nu ține de nimic, nu ține de ANR sau de altcineva, ci ține de piața produselor petroliere din regiune. Prețul a crescut enorm de mult și chiar dacă se mărește această marjă comercială, ea nu acoperă de fapt creșterea prețurilor din extern. Șoferii a căror activitate constă din multe drumuri făcute cu mașina spun că nu vor putea economisi pe carburanți. Cum? Să lucrăm cum trebuie să lucrăm, cum avem nevoie de lucrat. Ați plătit mai mult pe motorină și toate. N-ar și de dorit să scumpească. După leafa noastră, n-ar trebui să scumpească. Moldovanii budu tiezi stolco, stolco iezdili, budu ждать подачки откуда-то, от мирового банка, чтобы платить пенсии или что-то, понемножку наберется, как говорится, опыт, чтобы жить по-европейски. Oamenii care vin în capitală din raioane spun că se gândesc să-și lase mașinile în afara orașului pentru a nu cheltui benzina în ambuteiajele din oraș. Ar fi bine să fac niște parcări afară, să organizeze afară în vedere la intrările orașului, să organizeze transportul public să aibă banda lor și respectiv să lăsăm mașina la parcare și cu fii, dar și plătite. Cu tichetul ăla să circulăm în oraș, fiindcă vedeți ce se face, nu-i bine. Și mai ales că benzina s-a scumpit, în toate ambuteiajele astea ardem o grămadă de benzină. Combustibilul a ajuns să se scumpească în Moldova la sfârșitul anului trecut. De atunci, prețurile la benzină și motorină au crescut cu peste 30%, Moldova clasându-se pe primul loc în lista țărilor din regiune cu cel mai scump combustibil.